Îndrăgitul actor de teatru și film Ion Dichiseanu și-a lansat marți seara la Deva volumele Am fost rivalul regelui, povestea mea de iubire cu Sara Montiel și Adevărul mai frumos decât legenda. Manifestarea a fost organizată de Biblioteca Județeană Ovidensu și anu Hunedoara Deva. Cele două volume sunt confesiunile unui actor care știe că vine o vreme când amintirile te ajung din urmă, cum însuși mărturisește actorul. Cele două volume pe care le-am lăsat astăzi, dintre care unul lansat în premieră aici la Deva, sunt confesiunile unui artist care știe că vine o vreme când amintirile ne ajung din urmă. Așa fiind, cititorii vor afla în paginile celor două cărți momente importante din viața îndrăgitului artist. Dedicat trup și suflet acestei nobile profesiuni, Ion Dichiseanu ne dorește acum două cărți importante pentru noi ca bibliotecă, două cărți importante pentru comunitatea acestui județ. În primul volum, Ion Dichiseanu ne prezintă povestea de iubire trăită cu legendara cântăreață și actriță spaniolă Sara Montiel. În cea de-a doua carte găsim un mănunchi de amintiri legate de viața actorului, de creațiile sale de scenă și de pe platourile de filmare, despre colegii lui, despre călătorii și întâlniri cu mari actori străini. Acest volum, așa cum ne spune Ion Dichiseanu, este o pauză de reflexie în care trecutul se revarsă în prezent, iar prezentul se întoarce în trecut. Peste aceste amintiri nu va cădea niciodată cortina. Speranța moare ultima. Da? Da, e adevărat, speranța moare ultima. Dar moare. Pe când dragostea este eternă, iubirea este eternă. A fost un regal de actorie, de literatură și de tot ce poate fi frumos în ceea ce se cheamă arta scenei. Domnul Dichiseanu este un maestru al stăpânirii publicului, pe mine m-a fermecat definitiv. Am avut fericirea unor turnee împreună, când teatrul de revistă din Deva era numărul 1 în țară ca teatru de gen și luam și cafete de afiș de la București și am fost în două turnee spectaculoase, cu zelarii pline. Dar mă leagă și multe altele de domnia sa, poate și predilecția comună de a scrie și cărți, de a depăna amintiri, am ținut legătura în toți acești ani. Eu, de când eram mică, colecționam ilustratele alea cu actori și am multe poze cu el pe care el nu le mai are, nici nu știau că există. Și astăzi a fost o întâlnire fericită cu acest om care este o legendă via teatrului și a filmului românesc. Ion Dichiseanu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai României, un artist care a bucurat cu creațiile sale din teatru și film multe generații, un artist care a făcut cunoscută arta dramatică românească și dincolo de granițele țării. Despre întâlnirea cu fanii din Deva, maestrul a avut numai cuvinte de laudă. Am spus povești, am spus de toate și las restul să cititorul să-mi dea verdictul, să-mi dea nota, dacă merit sau nu merit, dar oricum ei mă iubesc după filme, după teatru, asta e o cochetărie, o nebunie a mea, hai, nebunie în ghilimele. Mă simt foarte bine, uite, așteaptă să dau autografe în lumea și dau cu drag inima. Că dacă mai viu, unde e Mircea? A spus că viu, domnule, viu, pentru că sunteți oameni minunați și sufletiți și iubiți arta și frumosul din ea. În semn de prețuire, Biblioteca Județeană Ovidensu și anu Hunedoara Deva i-a oferit marelui actor o diplomă de excelență pentru excepționala contribuție la afirmarea artei dramatice românești.